Eu sunt român. Încă mai sunt mândru de asta, dar parcă nu la fel de mult ca acum ceva timp în urmă. Nici nu vreți să știți cât sunt de cătrănit când văd la televizor că țara mea a încăput pe mâna unor penali și a unor hoți care fură tot și nu fac nimic pentru mine, cetățeanul, contribuabil de rând, care nu știu ce să mai fac să pun umărul și să ajut la dezvoltarea poporului din care mă trag. Păi să nu mă oftic când văd că la alții duduie economia, crește nivelul de trai, toată lumea are de lucru și la mine în țară nu? Cum să nu mă oftic când văd ce autostrăzi au nemții, ce bani au englezii, ce viață bună au francezii și în România abia ne târâm pe ulițele noastre găurite și poliția amendează tot cetățeanul? Salariul nu ajunge nici 3 zile și încă există analfabeți și mii de copii care se culcă flămânzi. Fizic nu mă afectează prea mult, recunosc, pentru că aici am alte probleme și alte priorități. Pentru că toți acești refugiați... dar nu v-am spus, eu locuiesc în străinătate. Când ajung în țară și cinstesc la birt pe amărâții ăia de la mine din localitate, de fapt, contribui la PIB-ul țării, că așa se vede cât sunt de patriot, nu doar din gură. Dar când mă întorc la lucru, în vestul civilizat, devin realist și supus. Și le spun tuturor cât de hoți și puturoși sunt românii, ce bine îmi pare că am plecat din țara aia mizerabilă, fără autostrăzi și fără canalizare, că nu mai suport să văd că eu muncesc ca nebunul în străinătate și guvernanții mă fură și nu fac nimic pentru țară. Să știe și străinii, poate se aude mai sus și poate îi critică și astfel, de jenă sau de rușine, poate își schimbă și ei optica și îl pun pe domnul Cioloș premier, cum vrea Uniunea Europeană, viitorul nostru. Apoi deschid tableta și continui cu sfaturile și indicațiile pe Facebook. De acolo de unde le-am lăsat, că eu sunt un militant activ și lupt cu înverșunare pentru românii mei pe Facebook. Le spun tuturor că ce numesc ei tradițional nu mai e bun, că nu se potrivește cu ce văd eu prin patria mea adoptivă, iar pe cei care mă contrazic îi și înjur, că n-au cum să fie mai deștepți ca mine, care am văzut atâtea niște pensionari înapoiați cu WC-ul în fundul curții, care ce-au făcut toată viața lor? Au muncit în fabricile alea comuniste, au crescut o târlă de copii și de nepoți și le-au făcut case și s-au dat mari la revoluție că, vezi, Doamne, ce grozavi sunt ei cu piepturile goale în fața gloanțelor ălora și acum vor să le plătesc eu pensia, că doar pentru aia am rupt eu oasele muncind la străini în diaspora. Pe 10 august mă pregătesc să le arăt eu comuniștilor de la guvernare ce înseamnă puterea diasporei noastre. O să ajung la București cu mașina. Sper să meargă atâta drum. Mă cam îngrijorează că am pus pe ea numai piese din dezmembrări, că de alea am avut bani, restul ducându-se pe chirie. Dar eu zic că Dumnezeu mă ajută, că sunt om bun și voi fi bine. Târziu, în noapte, îmi învelesc copilul și șoptesc noapte bună în limba țării în care locuim, că românește nu l-am învățat că nu se merită. După care adorm și eu extenuat,
dar nu înainte de a-mi aminti că mâine trebuie să-i trimit mamei 100 de euro, că nu i-a mai trimis de 2 luni nimic, să-și mai aline și ea bătrânețile și să-i cheltuiască acolo, în țară, să ajute economia, că știe toată lumea că noi cei din afară ținem România pe linia de plutire. Ce am vrut să spun, mai pe scurt, dar m-am cam enervat și am lungit vorba și v-am ținut și pe dumneavoastră din treburi mai importante, poate, e că eu sunt ceea ce se cheamă un bun român. Lăsând pseudo-pamfletul de nu prea bun gust deoparte, tare ne-ar ajuta să știm, celor ce ne pasă de continuitatea, iată, fizică a țării noastre, ce avem de făcut. Esențial ar fi să alegem sub ce dominație vrem să fim, pentru că, oricât de rău sună, e foarte clar că singuri, ca stat, nu avem nicio șansă să existăm în actuala configurație geopolitică a lumii, cazul Ceaușescu, ce încă ne bântuie, fiindu-ne încă destul de viu în memorie pentru exemplificare. Pe scurt, vrem cu Europa sau cu America? Dacă ajungem la un consens național și considerăm că ne-ar fi mai bine cu Europa, atunci va trebui să fim partizanii a tot ce înseamnă anti-PSD și tot ce înseamnă și presupune această formațiune politică și ideologia ei. Iar dacă vrem cu America, atunci va trebui să fim pro-Dragnea și ai lui și să contribuim la ceea ce ei numesc în prezent efortul de guvernare. Da, bătălia pentru viitor și tot ce înseamnă asta, de la accesul la resurse până la controlul asupra populațiilor, se duce între America și bătrânul continent, de care, ce-i drept, Marea Britanie s-a dezis de curând, dorind, ca de obicei în istorie, să-și joace propriul rol în toată această zacuscă mondială, devenind, în stilul recunoscut englezesc, un fel de agent dublu, ca să-i spunem așa, și nu acea nație cu două fețe, binecunoscută de toată lumea. Sintetic, Dragnea zboară pentru instrucțiuni la Tel Aviv, aliatul, beneficiarul și stăpânul nespus al Iancheilor, și Iohannis la Berlin, locomotiva Europei, iar noi, cu ajutorul bunului Dumnezeu și a minții celei de pe urmă, va trebui să alegem repede, până când nu vom rămâne și fără puținul care ne-a mai rămas din, până nu demult, mândria și gura de rai lăsată nouă ca moștenire și udată pentru a fi apărată cu sângele atâtor generații de eroi, azi uitați și nu de puține ori ridiculizați de unii care nu știu nici tabla înmulțirii, mândria pentru a cărui statut actual s-ar răsuci în mormânt și înaintașii noștri, numită România.